a spus de mult, să am ocazia ca la încheierea unui an, un an bun pentru municipiul Media, spun eu, având în vedere realizările pe care le-am avut, raportând la bugetul pe care l-am avut noi de repartizat și cheltuit în acest an. Bugetul la care mediașenii au participat în mare măsură, având un mic procent de cei din cazul acelor care probabil nu au avut încă posibilități să-și achite obligațiile. Mă bucur că am avut în subordine niște unități de care m-am ocupat îndeaproape și aici o să aduc în discuție piața agroalimentară, despre care cred că la această oră nimeni nu poate să spună că nu funcționează în niște parametri normali și că nu este un loc în care depozice cu plăcere. Mă bucur că am avut în subordonare spațiile verzi, unde au intrat inclusiv florile care îmi sunt mie dragi, nu numai datorită numelui, dar în general iubesc de spun de mult florile și medicienii au avut în acest an ocazia să vadă un oraș înfloritor. O să vadă și la anul, dacă Dumnezeu mă dă sănătate, ceva mult mai deosebit. Mă bucur că m-am putut ocupa de ecologizare, deși nu mi-a fost în directă răspundere, dar le-am fost extrem de aproape. Și, în general, am fost foarte aproape de toate direcțiile noastre din primărie. Avem oameni atât cât avem. Medicienii trebuie să înțeleagă că nu este tot atât când lucrez cu un întreg, sau când lucrez cu 50% din personalul aferent. Efortul oamenilor din primărie a fost unul foarte mare, motiv pentru care îmi permit, în numele salariaților, să-mi cer scuze medicienilor, care câteodată au mai avut parte de câte un ton mai ridicat sau poate nepotrivit de la câte un om care a venit în primărie. Și la acest moment de încheiere a anului, să-mi permită să le doresc din tot sufletul meu să aibă parte de un Crăciun fericit, cu bucurii, să aibă parte de acea căldură sufletească de care fiecare om dintre noi trebuie să avem parte în această perioadă și dacă avem ceva ce putem dărui, atunci haideți să dăruim din suflet, pentru că aproape de noi întotdeauna vom găsi niște oameni care la momentul la care ne văd că dăruim ceva, vom primi în schimb un zâmbet. Rog medieșenii să ia, să nu zic aminte, să ține cont de sfatul meu. Nu numai copiii au nevoie de zâmbete. De zâmbete au nevoie și alte categorii de oameni și putem număra, dacă vezi, de la 20 de ani până la N ani. Le doresc de asemenea ca noaptea de anul nou, cât mai mult, să fie în piața primăriei, aproape de noi, nu îi invit la patinaj, îi invit să ciocnim împreună un pahar de șampanie și, dacă este posibil, să privim împreună surpriza pe care primarul probabil va spune că a pregătit-o. Și dumneavoastră, celor din presă, din tot sufletul meu, vă doresc să aveți an mai bun, an fericit, cu liniște mai multă și știri cât mai bune pe placul celor cărora vă adresați. Cu mult drag, la mulți ani 2012! Stați liniștită. Ok? Nu, foarte bine. Ne mai despart câteva zile de sărbătorile de Crăciun, câteva zile de sfârșitul anului 2011. A fost un an deosebit, un an în care am avut multe realizări pe care consider că le-am făcut împreună cu toți medicienii. Sunt proiecte care privesc absolut pe toată lumea, proiecte începute, proiecte finalizate, proiecte în continuare. Vreau să-mi cer scuze pentru disconfortul creat de proiectele mari pe care le derulăm și sper totodată la înțelegerea medicienilor, pentru că nu putem avea confortul
minim pe care ne dorim, fără un pic de deranj. Ele vor continua și în 2012, dar se vor finaliza și vom avea și o apă bună, vom avea și un sistem rutier bun și vom avea posibilitatea să facem și alte lucruri. Urmează un an 2012 în condițiile de criză pe care le cunoaștem toată lumea, dar în care sperăm ca politica de dezvoltare a municipiului Medeaș să aibă continuitate, să finalizăm proiectele începute, să începem alte proiecte pe care, repet, le facem împreună. Administrația publică locală împreună cu cetățean. Cetățean căruia sau cetățeni cărora personal le doresc niște sărbători liniștite, cu sănătate, cu bucurie în suflet și un an nou, fericit, 2012. Vă așteptăm în seara de Revelion, în fața primăriei, pentru a admira focul de artificii și pentru a ciocni o cupă de șampanie. La mulți ani!